intervenția pe cord deschis, problema o să fie, sau suma se va ști mult mai bine când medicul se va pronunța. Până atunci nu știm, doar estimăm undeva la 2000 de euro, cu ce pot eu, că am aprobat în Consiliul Local o sumă de 3000 de lei, 4000 de fapt, pe care putem să-i punem la dispoziție. Domnul Neagu a estimat undeva la 5000 de lei, că s-ar putea strânge fonduri din comuna noastră, deci tot undeva la 2000 de euro să putem să le punem la dispoziție. Și să sperăm totodată că o să-i vedem printre noi ca toți copiii normali. Am mers la vârsta de 5 ani cu el. Bine, la naștere mi s-a spus că are un suflu sistonic și s-ar putea să-i dispară, dar am așteptat și în zadar. La 5 ani am mers acolo la Târgu Mureș, investigații, toate astea, și a zis că are nevoie de operație, dar nu prea ne-au ieșit analizele bune. De vreo două ori, odată am luat de acolo un virus din spital, am stat, așteptam, mergem sus pe chirurgie și am luat acolo, era un copil bolnav în sală și a luat răceala, am așteptat, am vorbit cu domnul chirurg, a zis că să așteptăm, că se face bine, dar nu s-a făcut bine, a trebuit să venim aici, am făcut reprogramare din nou și programările, când le făceam, se întâmpla de nu se mai opera în perioada aceea și tot așa.